Sigur că nu putea să lipsească din această felidore să asculte cuvintele oaspeților și vor face ceva mai mult de liniște, mai ales că la microfon voi invita tot o doamnă, pe doamna Grosu, care vrea să spună câteva cuvinte în numele slătinenilor, în mijlocul căruia familia Vergulescu își desfășoară o bună parte a existențelor. Doamna Grosu. De ceva vreme, Gunca și Spiriu Vergulescu, din primăvară până în toamnă, trăiesc la Slatina și din toamnă până în primăvară la București. Când spun trăiesc, nu mă gândesc neapărat la habitat, ci mă gândesc la acea trăire adâncă, artistică, pe care numai Gunca și Spiriu Vergulescu pot să le atingă atât de plenar. Și o parte din această trăire ne oferă astăzi, prin această admirabilă nouă expoziție personală. Slătinenii îi sunt recunoscători și în continuare datori pentru extraordinara generozitate și pentru efortul exemplar pe care l-a depus în organizarea și inaugurarea primei secții de artă plastică la Slatina. A muncit ca un muzeograf, a făcut o donație extraordinară Muzeului Județean Olt, a reușit să capaciteze pictori din București, colegii dumnealui, în a dona Muzeului din Slatina lucrări reprezentative. Pentru toate acestea, maestre, și pentru această expoziție, vă mulțumim încă o dată. Și așteptăm să veniți la Slatina, pentru că poate nicăieri acele conversații de după amiază din cerdacul casei de lemn de pe malul Livezi, cu soarele care merge către apus și își prelungește strălucirea în apa Oltului, nu aduc atât de adâncă bucurie. Vă așteptăm la Slatina să ne fericiți în continuare cu noblețea sufletească și cu extraordinara trăire artistică. Felicitări! Acel cerdac de lemn pe care doamna Grosu îl evocă și care înseamnă probabil amintiri extrem de plăcute, îl puteți vedea aici în sala a doua, imortalizat de maestru Vergulescu. Și acum, în încheierea, vorbitorilor, am să-l invit pe domnul Octavian Barbosa, cunoscut critic de artă, să spună și domnia sa câteva cuvinte. Nu știu dacă mai e nevoie de spus câte ceva și dacă se mai poate spune despre o pictură și o activitate aproape funambulească care vorbește de la sine, care vorbește cu atâta elocință vizuală încât acest mare nostalgic, i-ar zice chiar nostalgic al prezentului, a unuia care, evocând în special trecutul sau locuri și timpuri văzute, trecute, aspiră la un prezent cel puțin tot atât de inalterabil, cel puțin tot atât de imaginar, în plenitudinea sa expresivă, dacă nu chiar mai mult. Pictura lui Spiriu Vergulescu, așa cum se vede, ea nu ține să strălucească prin alegerea motivului. Dar motivul odată reprezentat în pictura sa se consideră el însuși ales și ridicat pe linia tradițională a marilor artiști la demnitatea estetică a momentelor efogatoare din evoluția
și personalitatea lirică a fiecăruia dintre noi. Piru Vereulescu nu este numai un îndrăgostit și un evocator al peisajului românesc, ci și mai ales, ținând seama că el, sau poate din această cauză, este un mare călător, un mare explorator al imaginarului, prin ipostazele sale atât de felurit și atât de expresiv, strălucitoare, evocatoare aici și, poate mai ales, dincolo de granițele atât de înguste ale acestor locuri. De aceea, el este, cum spuneam, pentru mine, un mare frenetic al existenței, un mare frenetic al clipei, pe care o ridică în permanență pe linia evolutivă a marii tradiții românești la o demnitate a eternității imaginarului. Aproape ai impresia că în pictura sa realul este surprins într-un delict de imaginar în care, accidental fiind reprodus, el participă la eternitatea acestuia. Alături de el și de marea lui, calda lui inspiratoare, Gunca, care l-a însoțit din atâtea pelerinaje de-a lungul diverselor meridiane, și poate că nu este nimic mai emoționant, mai seducător în acest muzeu artistic al lumii decât călătoriile, spectacolul, dacă vreți un termen atât de uzual, cinematografic al lumii, al călătoriilor pe care le-au întreprins Spiru și Gunca, povestite al lui Spiru Vergulescu. Și acum, sigur, mult așteptatul cuvânt al maestrului Spiru Vergulescu, care vă va împărtăși, sunt sigur, o mică parte din emoțiile pe care le are. Maestre, aveți cuvânt. La un moment dat, în sală, cineva mă întreabă, ce se întâmplă aici? Ce e cu atâta lume? Sunt prietenii tăi? La care eu am spus, zic, da, sunt prietenii mei, așa de mulți ani, am mult mai mulți, dar dușman n-ai? Poate, dacă n-ai îți dau eu cam destui. Și am răspuns că este foarte rău că dușmanii sunt tratați astfel, pentru că pe lângă prieteni care îți dau energie creatoare, dușmanii te propulsează, te fac să sar mai sus decât și-au imaginat ei. Așa că nu pot să mă supăr dacă întâmplător sunt și dintre aceia pe aici, deși eu știu că sunt numai prieteni și prieteni aici la noi. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit într-un număr atât de mare și aș dori să fiți alături de mine și de Gunca și să-mi priviți aceste tablouri pe care le-am realizat la cald și la propriu și la figurat. La propriu în sensul că era foarte cald la Slatina, iar l-a figurat că ardeam într-adevăr din dorința de a realiza